totuși e un lucru interesant că se renaturează, ca să zic așa, valul Someșului. E o tendință nouă sau... E o încercare de reparație simbolică a unui rău făcut cu câțiva ani în urmă, când Administrația Națională Apele Române a decis să betoneze malurile Someșului în Cluj pe porțiuni care erau cu un aspect, să spunem, apropiat de cel natural. Deși nu este nicio justificare tehnică, Someșul, Munte de Cluj, e complet regularizat, e lanț de baraje, debitul este exact cel decis de Hidroelectrica și de Apele Române. Cu toate acestea, sub pretextul de a preveni eroziuni de maluri și mai departe, s-au betonat pe kilometri întregi malurile Someșului, au devenit niște ziduri verticale de beton și Someșul, care pe multe porțiuni mai avea un aspect, să spunem, quasi natural, deși el era deja, să spunem, regularizat, îl vedem astăzi ca un canal curgând între maluri de beton. La vremea respectivă, primăria, am înțeles că nici n-a fost consultat, autorizația de construcție a dat-o Consiliul Județean, de parcă nu eram în interiorul unui oraș. Norocul a fost că a existat totuși o presiune publică și până la urmă s-au făcut mici corecții în planul inițial. Dacă zidul era un simplu zid de beton, până la urmă s-a făcut așa o mini promenadă, o balustradă și suprafață pe care te poți plimba măcar și din loc în loc, simbolic, s-au făcut câteva scări să poți coborî la malul apei. Iar pentru că și organizațiile de mediu și lumea s-a plâns că nu se mai poate apropia de apă, atunci, ca o compensare simbolică, aici, pe o porțiune de vreo 200 de metri, s-a amenajat așa o plajă artificială. Dar asta, din păcate, nu compensează faptul că pe kilometri întregi poți să te uiți la Someș doar de sus, de pe un mal, de pe un zid vertical de beton, care nu găsea nicio justificare obiectivă. Trecut clujenii veneau la Someș să facă plajă? Sigur, și eu ca și copil veneam foarte frecvent, făceam baie, făceam plajă, circulam pe malul Someșului. Acum, în afară de această bucată de 200 de metri la un oraș de sute de mii de locuitori, nu mai ai acces practic, te uiți doar din înălțimea unui zid de beton, umplut de niște balustrade de fier, care o mare parte s-au și furat pentru că erau prost făcute. O improvizație purtând marca tipică de Apele Române, care nu se gândeau la Someș nici din punct de vedere urbanistic, nici din punct de vedere ecologic, ci doar era acea febră hidrotehnistă de a turna cât mai mult beton râurilor țării. De unde această febră hidrotehnistă? Greu de spus, deși România declară de mult că implementează directiva cadru apa Uniunii Europene, care spune că râurile trebuie văzute în primul rând ca ecosisteme, peste tot sunt sute de planuri de a regulariza, de a draga, de a construi praguri de fund, apărări de mal și de a turna betoane pe râuri. Lucru care este o monstruozitate din punct de vedere al principiilor actuale de mediu și totuși se continuă. Mi-e greu să spun, zvonurile spun că e vorba doar de niște interese pur financiare, niște firme care sunt abonate la contracte și ele știu să toarne beton, de aceea se aprobă în continuare cât mai multe betonări.